Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România. Și în această seară suntem împreună cu partenerii mei de la diferite tronsoane, și anume cu domnul Florian Ferraru de la Giarmata. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am regăsit. Și domnul Sorin Nicolae Truță de la Miercurea Ciuc. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit. Și bineînțeles că suntem într-o perioadă efervescentă pentru națiunea română, suntem într-o perioadă în care trebuie, sau normal ar trebui, să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în perioada 14-22, așa cum se spune mai nou în spațiu public, în urma unor rechizitorii, fie ele și cu deficiențe, pentru că există comentarii legate de ceea ce s-a dat publicității și ceea ce a făcut generalul Dan Voinea când spunea anumite lucruri. Dar dacă le punem cap la cap toate, rezultă un lucru extrem de important, că la Timișoara a fost o revoluție. A fost o schimbare de paradigmă profundă în care s-a strigat jos Ceaușescu, jos comunismul. Există personaje care au participat efectiv la aceste manifestări, chiar din data de 14 până în data de 20. Din 20 devin efectiv și eu participant activ, chiar dacă nu cu țidulă, pentru că vreau să lămuresc un lucru. Nu, un certificat dovedește că ai fost sau nu patriot român luminat. Și știm foarte bine cu ce s-au ocupat unii și știm foarte bine cum au disipat anumite lucruri. De ce m-am hotărât să fac astăzi această emisiune? Pe mine m-a deranjat extrem de mult comportamentul josnic, suburban, pe care îl promovează mai nou unele personaje, că nu le pot spune persoane, lugubre, care fac parte din Parlamentul României. Și Parlamentul României, de fapt și de drept, este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legitoare a țării. Fantastic! Să ajungă în acest Parlament oameni de ochiați, oameni care sunt vânduți dracului, că ăsta e termenul, pentru că oameni care n-au respect, onestitate, demnitate, care sunt sub oglinda sau sub reflectoarele întregii țări, să vină să seamene ură, jigniri, profanări, etc., în ziua de 20 decembrie, când de fapt și de drept la Timișoara a fost proclamat primul oraș liber de comunism. Și știm foarte bine, dacă nu știe lumea, în perioada respectivă, în Piața Operei, când stăteam acolo mulțimile de oameni, că se povestea că vin să tragă cu tunurile, să radă Timișoara. Așa se zvonea pe acolo. Eu am auzit, am fost acolo. E o chestiune de demnitate și de bun simț. Și iată că vin acum în Parlamentul României personaje sinistre care merg și fac pe procurorii populari. Citind în istorie, ne dăm seama cum comunismul a venit și a impus regulile minoritarii și-au dorit să domine societatea în perioada respectivă și-au impus-o cu forța. Iată că și Simion, care este un președinte de partid, merge și face filmări, amenințări, întreabă, insinuări, nesimțiri, golănii, mârlănii. Și mă întreb eu, oare până unde se poate ajunge? Dar ce să mai zicem de șoșoacă? Care pur și simplu, în afară de urlete, zbierături, nu proferează nimic decât dușmănii. Oare de ce? Domnul Ferraru, faceți un pic de politică și eu am făcut. Eu n-am suportat astfel de atitudini. Cum explicați dumneavoastră, din sfera dumneavoastră, aceste atitudini, care sunt convins că nu sunteți de acord cu ele? Este unul din motivele pentru care sunt revoltat și ți-am trimis un mesaj ieri. Mă bucur că stăm astăzi de vorbă.
Este o palmă dată întregii românii, ceea ce a fost ieri. Ăsta nu este parlament. Este un huliganism ajuns la nivelul de coacere. Este o bubă care explodează. Din 89 până astăzi au fost tot felul de cancere și de bube care s-au copt, iar altele, cum îmi plăcea mie să spun într-o emisiune acum un an aproximativ, au rămas niște conserve care s-au copt și acum explodează. Eu zic că circul de el din Parlament este o perdea de fum. O perdea care a fost creată, punctul meu de vedere personal, a fost creată pentru a astupa măgăriile din acest buget care s-a votat așa, în spatele acestui scandal. Lucruri de genul acesta, manipulări grobiene, da? Au mai avut loc în Parlamentul României și inclusiv în perioada de care vorbeați dumneavoastră mai devreme, în perioada 89-90, în care a existat o revoluție clar. Eu eram copil, eram militar în termen la vremea respectivă și nu știam eu ce se întâmplă. Mai târziu am realizat că, de fapt, revoluție, revoluție, dar sunt niște puncte de vedere vis-a-vis și de influența Uniunii Sovietice și a țărilor din jurul țării noastre, din jurul României, care au pus, au ajutat cumva ca să se schimbe macazul, pentru că altfel erau pregătit un plan Nistru, dacă dumneavoastră ați auzit, se vorbește la ora actuală despre el, vis-a-vis de un plan al Uniunii Sovietice pentru a trage de urechi țările care existau în blocul socialist, să spun. Planul Nistru avea, astăzi am auzit despre el, bine documentat, a apărut și o carte, pentru fiecare țară din blocul acesta exista un plan de anihilare a oricăror mișcări ne la locul lor, care nu erau acceptate de către cel care a primit premiul Nobel pentru pace la vremea respectivă și vorbesc de Gorbaciov. S-a continuat după 90, cum bine știe toată lumea, mă rog, iar astăzi Uniunea Sovietică se dorește a reveni Uniunea Sovietică și prin evenimentele care au loc de aproximativ 10 ani imediat, există un plan pentru a destabiliza, e părerea mea personală și analiza personală, pentru a destabiliza țările vecine acestui bloc. Drept dovadă, au apărut tot felul de partide, de oameni aduși dintre mase, mă rog, puși, educați, exact ca pe timpul școlii caghebiste, niște conserve crescute care să facă scandal să explodeze astăzi. Probabil că 2024, așa cum se știe el, va fi un an. Nu că va fi, se știe că va fi și va fi cu siguranță un an de foarte mare importanță pentru țara noastră. Iar noi românii, cred că suntem mult mai pregătiți, vorbesc de noi popor, mai pregătiți decât am fost în anii trecuți și nu le va reuși. Părerea mea că este o strategie. Hai că trebuie să lămurim noțiunea asta de conservă. Noi doi am mai discutat pe subiectul ăsta și spuneam, explicam că am avut o întâlnire odată cu un judecător de penal și i-am pus această întrebare și se pare că există în cadrul serviciilor un serviciu sau un departament de conservare. Conservare nu pui acritura pentru iarbă, ci pui oameni în diferite activități în organismele care crezi tu că pot influența deciziile și la momentul când cei din spate apasă butoanele, aceștia explodează. Deci conserva înseamnă trădător, din punctul meu de vedere. Obligatoriu. Înseamnă... Poftim? Obligatoriu. Pe lângă faptul că acționează în favoarea unei minorități, în favoarea unor străini, de cauza națiunii române. Asta este opinia mea, mi-am dat seama și se poate observa foarte tare. Haideți să-l auzim și pe Sorin. Sorine, dragă, cum apreciezi tu atitudinea de ieri din cadrul Parlamentului României
cel puțin două personaje care au și ieri, doar ieri, că în rest mai sunt și alții și o să-i identificăm, pentru că trebuie să le spunem clar românilor, noi suntem într-o chestiune legată de morala creștină pe care o promovăm. Anul acesta am derulat toate emisiunile sub egida învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos, pe care îl vom sărba ca naștere, nu târguri de Crăciun și alte minuni pe care le lansează opinia publică, și ne-a spus simplu, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Sunt trei întrebări cu răspunsuri, dar de o parte pozitivă și de o parte efectivă, reală. Cum apreciezi tu atitudinea acestor personaje mai mult decât sinistre? Atmosfera din Parlamentul României începe să semene foarte mult cu ce s-a întâmplat în perioada interbelică înainte de cel de-al doilea război mondial. Atunci, Zelea Codreanu l-a eliminat fizic pe prefectul de Iași, pe Magiu. Oamenii ăștia sunt la un pas de violența extremă, adică n-au nicio reținere, după cum ați deci, văzut. Deci, ca să înțeleg bine, trebuie se să, pare că trebuie nu să numai tu apară doar... gândești așa. Acest semnal, deci nu numai tu gândești așa, acest semnal l-am primit de la o personalitate foarte mare, nu pot să-i dau numele pentru că n-am permisiunea, dar se pare că suntem în pragul unei acțiuni de genul ăsta. Lucrurile din păcate așa arată. Violența asta oricând poate fi convertită din violență verbală în violență fizică, suntem la un pas să se întâmple lucrul ăsta. Războiul nu se duce numai cu cartușe și cu obuziere, se duce și pe frontul acesta informatic. Și bineînțeles că fiecare parte încearcă să destabilizeze adversarul prin aceste conserve despre care vorbeați. Astea au existat și vor exista întotdeauna pe vreme de război și nu numai. Asta s-a întâmplat și la Revoluție. Am văzut acea noapte a generalilor GRU, care aveau o singură misiune. Să-l primească cu protocol pe domnul Ion Iliescu la Ministerul Apărării și să încredințeze conducerea statului român. Pentru că scenariul nu s-a făcut în România, într-adevăr, deci perestroica trebuia să vizeze toate statele, numai că odată cu căderea Uniunii Sovietice nu s-a mai întâmplat o reformă a regimurilor comuniste așa cum s-a dorit inițial în blocul estic. Efectiv, au optat aceste state pentru democrații liberale. Dar este șocant să vezi cum acelea state care au avut o traiectorie bună după 1990, după ce a căzut Uniunea Sovietică, acum optează pentru variante din astea populiste, extremiste și, cum să zic, nici măcar nu poți să le definești ideologic. Fascismul, comunismul erau niște ideologii diabolice, adică, exact cum ai spus, erau dominate de dracu, că nu poți să spui altceva, dar regimurile astea iliberale, ce face Victor Orban, ce face Fico în Slovacia, a ieșit Putin să ne spună că ei de fapt nu sunt proruși, că ei de fapt sunt patrioți slovaci, respectiv maghiari, și pentru mine foarte, foarte greu de înțeles. Adică nu-mi dau seama ce doresc oamenii ăștia până la capăt. Pentru că în afară de demagogiile astea ieftine pe care le aruncă în stânga și dreapta, nu vedem un proiect de țară. Nu am o imagine bună despre mișcarea legionară, dar oamenii aia vreau să aveau niște idei fixe. Adică ei erau cu credința în Dumnezeu și neamul lor, aia chiar făceau o chestie din convingere. Adică lor mi se părea că asta este calea de urmat, având în vedere că și atunci trăiam într-o democrație fragilă și ei considerau și o întreagă generație de aur, vorbim de acea generație care s-a numit filozofia liniștii și aventura cunoașterii, sub tutela lui Nae Ionescu,
vorbesc de Mircea Eliade, de Cioran, în prima fază de Mihail Sebastian, au considerat că pe calea aia trebuie să meargă ca să primească statul român nou înființat. Dar oamenii ăștia nu știm ce hram poartă, adică bănuim ce hram poartă. Dar comportamentul lor îi devalează, e incredibil ce s-a întâmplat. În spațiu public să circule. Dar își găsesc, după părerea mea, ei își găsesc validarea tocmai în mediile astea virtuale, Facebook, unde lumea se poate exprima violent în spatele unei identități virtuale pe care și-o creează și toți. Eu aici am o mică problemă. Îmi pare rău. Cred că acțiunile oamenilor politici actuali au determinat nașterea acestor monștri. Nu putem să le spunem altfel. Eu sunt de acord cu ce spui, dar asta vreau să zic. Ei găsesc aderență la public pentru că, exact cum ai spus, există, din păcate, încă unul din trei copii în România care se culcă nemâncat seara. Deci asta este o realitate crudă. Oamenii ăia nu stau să citească Kant seara. Ăia sunt disperați că n-au ce să mănânce. Bineînțeles că sunt oameni tulburați din toate punctele de vedere și atunci, la categoria asta socială, la această periferie care a fost ignorată de clasa politică românească, da? Adică a fost considerată faună, efectiv. Nu și-a bătut nimeni foarte tare capul. Există priză a acestui discurs. Deci discursul ăsta se pupă foarte bine cu această categorie socială care și-a pierdut orice speranță și orice încredere în actuala clasă politică. Și asta vreau să zic, exact asta s-a întâmplat și în perioada interverică, au existat niște vorbe, de asta, de la urmă, de asta a prins mai ușor comunismul în Rusia decât în altă parte, pentru că și acolo situația maselor era critică, era dramatică. Dar haideți să mergem mai punctual, pentru că în data de 20 decembrie 1989 am participat la lansarea la Timișoara a acestor chestiuni legate de problemele de demnitate, onestitate, de revoltă împotriva unui sistem opresiv care a îngrămădit lumea și a terminat. I-a umilit, i-a pus să stea la coz, la tot. Problema de fond este următoarea. Eu am avut ocazia să văd pe rețelele sociale tot felul de comentarii la televiziuni de asemenea și am apreciat că este util să promovez această dezbatere, pentru că așa o spun, că e dezbatere, și pentru că noi am promovat dialogul constructiv care salvează România, unde cultivăm și promovăm morala lui Hristos, generozitatea, respectul reciproc, onestitatea, bunul simț, demnitatea, onestitatea, iar în mod direct, prin proclamația din Banat, apreciem că resetarea societății românești se poate face numai prin educație, plecând de la morala creștină. Apreciem că suntem datori să înaintăm o scrisoare deschisă conducerii Parlamentului României și Bisericii Ortodoxe Române. Să ia măsuri ferme și hotărâte împotriva tuturor parlamentarilor care au uitat codul bunelor maniere, pentru că scenele care au fost ieri au fost precedate de alte înjurături de la nivelul Parlamentului. Oare ce fel de maiamuțoi trimitem în Parlamentul României ca să beneficieze de acest mod de exprimare la nivelul de președinte a Camerei să se înjure? Inadmisibil. Oare unde și-au făcut ăștia școlile, domnul Ferraru? Unde și-au făcut școlile? Unii le-au făcut la Timișoara, în România. Ăștia tinerii care se înjură astăzi și-au făcut școlile prin pe aici, prin, pe la noi, prin țărișoara noastră. Dar, cum spuneai mai devreme, demersurile pe care vrei să le facem și ne dorim și mulți intelectuali, eu nu mă consider un intelectual, dar vreau să fac parte din acest demers, noi suntem în inferioritate. Și dacă suntem în inferioritate, trebuie să tăcem. Ferarule, fii atent aici. Numai puțin. Numai puțin. Mai provocat, te rog.
Am avut o discuție azi cu coleg. Păi nu putem să facem nimic. Și știi ce am spus? Da, domnule, știu, sunt convins că șansele de a face ceva sunt foarte reduse. Dar pentru că eu nu mă pot malforma, eu mă duc înainte pe linia mea. Eu sunt om. Restul îi privește. Vrei să-ți dau definiția lasului? Nu, nu. Lasă-mă să termin ce am vrut de spus. Te rog. Bun. Suntem întotdeauna, democrația se bazează pe majorități, nu? Pe majorități. Adică cei care sunt majoritari, mă rog, dau cursul lucrurilor. Dar nici cei care sunt ca voturi mai puține nu pot fi nebăgați în seamă. Pentru că altfel am renunțat. Am renunțat să mai trăim într-o democrație. Pur și simplu i-am lăsat pe alții să facă ce vor ei cu țara asta. Trăim într-o opoziție vis-a-vis de o majoritate care astăzi, mă rog, le place mai mult scălâmbăiala de pe TikTok sau din Parlamentul României. Dar asta nu înseamnă că trebuie să predăm armele. Trebuie să mergem mai departe cu instrumentele pe care le avem. Și această emisiune este un instrument prin care ne putem exprima liber. Cât mai ne putem, Ferarule, cât ne mai putem, că dacă ajung ăștia la putere, ne vor interzice să mai gândim. Nu există. Nu există să ajungă ăștia la putere. Eu cred că poporul ăsta e mai deștept decât pare la televizor. Am eu mai le, spus asta. Eu sper. Am încredere că dacă noi continuăm să ne facem treaba și să stăm de vorbă cu oamenii și să le spunem că ăștia uite ce fac și cum fac, că n-a pupat poala popii Vaticanului. A trecut și el pe acolo printr-o mulțime, așa cum s-a prezentat că a avut o întâlnire privată, da? O mare minciună. Dacă continuăm să ieșim să spunem aceste lucruri, probabil poporul român va zice, bă, dar voi ați tâmpiți, vorbesc aiurea, poftim dovezi, numai să caut. Dar dacă stau cu ochii fixi într-un singur cont de Facebook sau într-un singur post de Românist TV, aia o să aibă. Oare de ce am ajuns aici, domnul Trută? De ce am ajuns? De ce am ajuns? Venit domnul Ferraru de faptul că vizita lui Simeon la Vatican a fost meteorică, dar din păcate noi am constatat acum o lună că personajul ăsta a primit, de exemplu, crucea șaguniană de la Laurențiu Strezea, de la Mitropolitul Ardealului. E, acolo nu s-a mai dus meteoric. Acolo a fost chemat, i s-a mânat acea cruce șaguniană pentru eforturi deosebite în slujba poporului român. Dar hai să cităm exact chestiunea asta, că ai introdus-o foarte bine. Și noi, în scrisoarea asta deschisă pe care o vom adresa tuturor forurilor conducătoare ale României, cât și evident, Bisericii Ortodoxe Române, apreciem că România și Biserica Ortodoxă Română nu poate fi promovată de un om care în plenul reunit al Parlamentului României are un comportament grobian. În repetate rânduri, culminând cu expresia te agresezi sexual scroafo, chiar dacă a fost adresat unei alte persoane care nu deține generozitatea și bunătatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și întrebăm și noi, cum s-a putut acorda, în ce parametri, în ce interese și în ce criterii? Cum de, așa zisul înalt preasfințit Laurențiu Streza din Sibiu, acordă crucea șaguniană prin care s-ar recunoaște, atenție mare, atenție mare, în semn de apreciere a contribuțiilor lui George Simion la promovarea valorilor creștine și a identității naționale românești. Dar ce a făcut domnilor acest domn? Ce a făcut el până acum? Nu înțeleg. De ce? Ce interese ascund aceste decorații? Ce interese ascund? Nu știu, să vină să ne răspundă, să ne răspundă domnul. Sunt un om credincios, sunt ortodox, dar totuși consider că biserica nu trebuie să se implice în politică, sub nicio formă. Dacă face asta, ne face rău nouă, tuturor. Eu sunt consternat că astfel de personaje se alătură Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru mine e o blasfemie
care a dus o jicnire Bisericii Ortodoxe Române. Și cred că ar fi înțelept ca biserica să se disocieze și să retragă toate distințiile unor astfel de manifestări. Altfel ne facem mari probleme și atunci putem să spunem că ne apropiem de o rebeliune legionară, cam grav. E grav și nu vreau decât să citez pe cei care au studii mult mai profunde decât mine și au argumentația și atunci când îmi comunică părerea lor, mie îmi dă de gândit. Iar ca om care am curajul să o spun, eu nu m-am născut în România asta pentru comunism. Eu m-am educat, am fost la școală, n-am băut cerneala, am înțeles tot ce îi, am înțeles foarte limpede că Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat să administrăm. Cum administrăm? Ce administrăm? Eu cred că aici avem o problemă foarte profundă. O jignire la adresa Bisericii Ortodoxe Române a acest individ. Nu cred că putem să... Nu poate fi. Încă nu putem să admitem că o situație de genul ăsta poate să fie prezentată la nivelul Parlamentului. E o jignire. Iar personajul ăsta numit Simion a avut agresiuni verbale și cu președintele Camerei, care nici el nu-i departe de incultură. El nu înțelege poziția pe care o reprezintă al doilea sau al treilea om în stat să se înjure de mamă de la microfonul Parlamentului. Ce vor înțelege copiii noștri, viitorul nostru? Că mâine poate să ne dea în cap pe stradă că n-are nicio relevanță, așa învață Simonis. Și cu Simion, și cu Șoșoacă. Oare ce păzesc? Azi am auzit o discuție foarte interesantă în spațiu public și spuneam că toți parlamentarii UDMR n-au avut niciodată un astfel de comportament. E o diferență de educație. Domnul Truță, sunteți într-o zonă cu maghiarii. Ați identificat astfel de ieșiri în spațiu public din partea lor? Nu, astfel de ieșiri în spațiu public, ne referim la agresiuni din acestea verbale, nu au existat în Parlamentul României. Au fost mici excepții. Știm că se mai supăra Corneliu Vadim Tudor, mai avea câte un derapaj, dar de maniera asta grobiană, periferică, care ține chiar de Mahala, nu, n-am pomenit așa ceva. Și a nu se înțelege greșit că Biserica Ortodoxă are tendința să se facă ghem în momentul în care îi atrage atenția că a greșit pe aici, pe acolo. Uite, avem cazul cu arhiepiscopul Tomisului. Filmat, vorbește omul despre comision, deci despre spăși, despre para întoarsă, când l-a sunat presa să întrebe ce și cum. Dragilor, eu acum vorbesc despre pomul de Crăciun. Adică foarte repede i-a expediat, totul e un scenariu. Deci în momentul în care un înalt prelat al bisericii, indiferent de ce cult vorbim aici, că se practică la greu sportul ăsta și la alte culte, vreau să absolut, zic. Deci nu, aici problema nu e o confesiune la mijloc. Te minte de la obraz, adică vezi filmarea cu el și te minte de la obraz, automat s-a terminat cu credibilitatea lui. Și tocmai citeam în cartea asta pe care o citesc acum despre, de la Humanitas, despre imaginea lui Iisus în oglinda ereziilor și a ortodoxiei creștine, a existat un curent, se chema curentul docetist, care în momentul în care preotul avea o problemă morală, considera că sacramentele săvârșite de el nu mai sunt valide. Adică sacramentele săvârșite de un ticălos își pierdeau validitatea și trebuia să o iei de la capăt, cu botez, cu tot. Adică dacă mie mi-ar fi botezat, dacă ar fi botezat copilul un mincinos ca ăsta, ce valoare mai are sacramentul ăla în fața lui Dumnezeu? Un curent foarte interesant. Acest curent docetist despre care vă vorbeam. E cam asta cu atitudinea nanților prelați.
Dar tendința asta de a se duce biserica, atât cea ortodoxă cât și cea catolică, către periferie, a devenit pregnantă în ultimii ani. Și ce să mai zicem de ce a făcut papa acum? Papa, asta vreau să zic, că papa a scris în pandemie acea carte Să reîncepem să visăm, care este de la început până la sfârșit un îndemn la revoltă. Adică îndeamnă masele să vină să-și ia drepturile, să reseteze actuala ordine socială mondială. Adică surprinzător să vezi. Și tu l-ai auzit recent când binecuvintează cuplurile gay, când Sodoma și Gomora au fost arse de pe fața pământului, când familia naturală o știm foarte bine, când Declarația Universală a Drepturilor Omului prezentată cum este prezentată, sunt lucruri inadmisibile pentru biserică. Combinația asta gestionată greșit între patriotism și credința religioasă poate să nască moști din păcate, și am constatat în istorie lucrul ăsta. Uite ce se întâmplă cu rușii. De fapt, rușii luptă în numele credinței. Deci această combinație, dacă nu este gestionată cu prudență, devine nocivă nu numai pentru cei care o practică, și pentru cei care chiar sunt patrioți cu adevărat. Și uite, eu spun sincer, n-am putut să mă bucur din inimă de 1 decembrie pentru că am participat la toate manifestările de 1 decembrie alături de indivizi ca ăștia, și tot timpul am avut senzația că cu ieșirile astea ale lor pompoase îmi anulează mie propriul sentiment național. Deci există riscul ăsta să îndepărtez pe românii de bună credință de valorile tradiționale în momentul în care aceste valori tradiționale sunt monopolizate de către niște derbedei, că despre asta vorbim aici. Domnul Ferraru. Domnul Mihai, vreau să completez la ce a spus domnul Truță, mă scuzați. Eu cred că asta se dorește. De ce să te scuzăm? Nu te putem scuza, te provocăm să spui ceea ce simt că trebuie să spui. De bună credință, cum domnul Truță a fost la 1 decembrie și s-a simțit cumva că nu-și găsea locul acolo, în acea masă grobială sau majoritate grobială de care vorbeam mai devreme, da, poate așa se dorește. Să se creeze o emoție negativă, astfel încât oamenii de bine să se scârbească să mai facă ceva bine, să se ducă fiecare în bula lui, în cărțile lui, în biroul lui și să aștepte, nu știu, să treacă anii, da? Eu cred că asta se vrea. Asta se dorește. Dacă noi lăsăm această majoritate de șoșoci, mă scuzați, îmi cer scuze. Pentru ce îți cer scuze? Că spui adevărul? Nu, că nu oare vreau deranjează să, nu vreau adevărul? Să pic în capcana celorlalți să pun etichete. Da? Despre asta era vorba. În acestor caractere infecte de oameni, așa pot să spun, da? Să mă dezamăgească, să mă trimită pe mine la culcare acum, da? Și pe alții. Există un plan. Cu cât unii latră mai tare și te amenință pe trotuar, ce faci? De obicei, ca om de bun simț, bă, nu-l bag pe ăsta în seamă, mă duc și văd de treaba mea. De multe ori chiar trebuie, sau poate a sosit timpul să nu mai stai să te duci să-ți vezi de treaba ta, ci pur și simplu să-i spui stop. Prea mult timp, minoritatea educată din România n-a pus stop. Aici s-a ajuns. O clasă politică grasă. Grasă și pusă bine cu fundul pe scaun, în care nu-i mai pasă de ce se întâmplă. Și una mică, setoasă, care vine și ce face? Nu vedeți că de jur împrejurul României nu e bine deloc? Nu este bine deloc. Se încearcă crearea unei emoții, inclusiv în această țară, pentru anul electoral care va veni. Și nu numai, 2025 și mai departe ce va fi. Sunt convins că nu va fi bine dacă poporul ăsta nu se deșteaptă, dacă nu scoate în față oameni cu caracter. Caracter, nu neapărat doctor și mai știu eu ce. Oameni cu caracter și cu dragoste de țara asta. Nu pahalere. O scenă grobiană care am văzut-o publicată pe TikTok. Directorul general al ANCP s-a dus la Parlament să dea niște agende ca să-și promoveze agenția,
pentru că România are nevoie de patrimoniu identificat, iar acest individ care se numește Simion a început să-l urmărească pe domnul director, să-l pune în situații delicate, pentru că el nu știe numai să atace la Curtea Constituțională, să saboteze românii. El n-a înțeles când s-a solicitat, pentru că am cerut de la guvern că, de exemplu, câte titluri de proprietate au fost înscrise până acum din anul 1991. Suntem în anul 2023 și sunt 48%. Asta nu le interesează pe domnul Simion. Iată că un om care a desțelenit cadastru, să fie înțeles, nu știu ce afacere are privat, nu mă interesează, dar pentru domeniul domnul Blaga a dezvoltat dialogul. A încercat să lupte pentru profesie. Că nu reușește, pui la șopârlele care sunt acolo prin jurul lui. Poate are și el interes, eu nu contest, dar pentru domeniu a deschis niște uși, a creat niște pârghii, a modernizat niște lucruri. Suntem într-o fază foarte avansată cu ordinul experților. De ce? Deranjează? Păi da, deranjează pe domnul Simion, că el n-are subiectul România. De ce nu promovează și nu rezolvă problema? A auzit de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, domnul Simion, care face pe marele patriot, care nu dă răspunsuri și blochează pe toată lumea și dă numai cursuri la anumite direcții. Oare acest Simion chiar ne crede proști? Probabil că așa au dorit, așa ne-au adus în situația asta. De-aia sunt foarte revoltat în momentul în care se fac niște lucruri bune, foarte greu. Mi-aduc aminte de perioada când am fost eu director. Făceam un lucru bun, un pas înainte, doi înapoi. Că toate șopârlele, ligioanele de lângă mine încercau să mă opreseze. Nu vreau să spun mai mult decât acum. Aflu, după 23 de ani, că unii mă urăsc, mă dușmănesc, pentru că nu le-am aprobat nu știu ce ca director, că cereau lucrurile egale. Nu știam de ce am purtat holter la inimă în perioada aia, că era o perioadă de restriște și jale. Și acum mi-am identificat sursa, pentru că mă dușmănește, că a avut probleme fizice cu mine. Ia câtă problema mea fizică, să se ducă la Pădurea Verde, la cardiologie, să vadă că sunt înregistrat acolo cu holter. Suntem niște oameni care am fost dezrădăcinați și frustrați de educație. Lipsa totală de educație. Faptul că în perioada 1948 au apărut acele decrete prin care s-a expropriat toate școlile confesionale, toate societățile care susțineau învățământul, toate persoanele fizice care însprijineau, pentru că educația este esența dezvoltării, civilizației unei națiuni, și le-au băgat într-un singur loc. Iată sursa analfabetismului funcțional. Marxism-leninismul, iată ce a adus. Să mințim, să ne cocoțăm sus la tribuna Parlamentului și să debităm tot felul de inepții. Ce înseamnă oare onestitate, demnitate, respect, bun simț, patriotismul înalt? Ce înseamnă, domnul Sorin Truță? Mai avem asemenea calități? Mai avem asemenea principii? Cum le redobândim? Toată elita românească care s-a creat în scurta perioadă cât România a fost o monarhie, pentru că atunci s-a consolidat statul român odată cu venirea domnitorului Carol I, ulterior rege, primul rege al românilor, a fost eliminată în pușcările comuniste și, din păcate, după aceea a avut loc o maltratare a caracterului acestui popor și am obținut un popor, cum zicea Răzvan Teodorescu, cu caracter tranzacțional. Așa definea Răzvan Teodorescu caracterul poporului român, un popor cu caracter tranzacțional. Și dacă stăm să ne uităm cu atenție, noi am avut cea mai subțire dizidență din tot fostul bloc comunist. Că la noi, cu excepția Monica Lovinescu, Virgilie Runca și încă câteva nume, inginerul Ursu, care nu e așa
acum a avut grijă în alta curte de casație și justiție să declare că n-a fost ucis din motive politice, că a fost ucis pentru că vindea gumă de mestecat. Cu aceste mici excepții, noi n-am avut o dizidență propriu-zisă și ți-am trimis reportajul Recorder Cap la Cap despre revoluție cu Cristian Tudor Popescu, unde povestea Cristian Tudor Popescu că el la baricadă nu prea a văzut intelectuali în data de 20 decembrie. Adică nu. Ei au apărut după și au început să chibițeze și povestea despre Andrei Manolescu că a început să chibițeze ulterior că s-a dus lumea la revoluție ca la meci. Adică după ce că revoluția le-a fost furată oamenilor care au ieșit din convingere pe străzi și mă înclin încă o dată în fața prietenilor tăi cu care am făcut emisiunea de sâmbătă, care chiar sunt niște revoluționari veritabili și care au început să se opună, pentru că sunt lucruri despre care nu știi. Nu știi că a existat și o masă care a suferit, o masă de oameni care a suferit, despre care nu știi. Prietenul tău de la Lugoș povestea acum și-a depus carnetul de partid cu un an înainte și dânsul și soția dânsului. Ce hărțuiri au fost asupra lui și așa mai departe. Deci au existat oameni hărțuiți pentru că au încercat să aibă demnitate cât de cât, dar noi, din păcate, n-am avut o dizidență foarte, foarte bine consolidată și ăsta este și motivul pentru care continuatorii Partidului Comunist au făcut medrele cum au avut ăștia 34 de ani și o să și le facă în continuare. Și, din păcate, alternativa la acest urmaș al Partidului Comunist, ce să vezi, este acest partid aur care reprezintă periferia periferiei, adică cei care chiar au origine Sorime, aici îmi pare rău că trebuie să te întrerup. Din nefericire, vedem cum răsar de unde, nu, tot felul de personaje pe care noi credeam că ne putem baza, oameni care, să zicem, ar putea face ceva și se asociază cu astfel de personaje lugubre. Iartă-mă! Îți aduce aminte că eu l-am identificat pe acest Simion înainte să știe cineva cine este personajul, eu fiind director la oficiul de cadastru Harghita, a venit să se dea un spectacol în litigiul de la Valea Uzului cu cimitirul. Tot așa, selfie-uri îi provoca pe cei care păzeau cimitirul să-l agreseze și de atunci mi-am dat seama că personajul face parte dintr-un film care nu are legătură cu țara asta și ți-am și spus. Și după ce să vezi, când a început războiul din Ucraina, a apărut o listă cu toți cei care sunt considerați oamenii Moscovei și pe lista asta, ce să vezi, era o grămadă de participanți la Bala Bucola, care s-a întâmplat la Valea Uzului. Adică, pe mai mine... Nu mai surprinde nimic. Pe mine, mai pe nu mine surprinde nimic. Eu l-am identificat pe acest personaj la acel moment, am trăit și niște semnale de alarmă, după care ne-am trezit cu el în Parlamentul României cu un procent însemnat, adică nu oricum. Domnul Ferraru, cum apreciați dumneavoastră că sunt niște analize extrem de caustice, putem spune noi, adevărate, chiar dacă zgârie la urechi? Da, aveți dreptate. Mă gândeam acum, zâmbesc la ce a spus domnul Truță cu întâmplarea de atunci. Nu știu, domnule, de unde a apărut Simion ăsta. Nu știu nici aurul de unde a apărut, că la parlamentarele din 2020 prea puțin s-a auzit. Și a doua zi dimineață toată lumea întreba unde sunt voturile aur. Da, bună întrebare. Bună. De unde au apărut? Istoria. Oare nu se pot spăla pe urechi românii când oamenii... Da, dar vedeți ce este interesant? Multă lume... Aur, că vai, că ăsta nu-i partid, că e făcut, e construit. Dar cum spuneați dumneavoastră mai devreme, oare de ce și unii intelectuali din ziua de astăzi se duc încet, încet și bat la ușă? N-aveți un loc și pentru mine, la Senat, la Parlament? Unde e coloana vertebrală a unor, așa zis, intelectuali?
Ăștia Fără au Dumnezeu. trădat. Ăștia sunt fără Dumnezeu. Au Așa au Dumnezeul fost și lor. în 45 și în 47 din ceea ce am citit eu. Istoria se repetă. Din păcate. Din păcate, exact ce spunea domnul Truță mai devreme, după baricadă, mulți vite s-au arătat. Da. Da. Spuneam eu despre intelectual că sunt de două categorii. Intelectuali și intelectuali. Părerea mea este că sunt foarte mulți intelectuali care pur și simplu sunt narcisiști și doar pentru ei îi interesează posturi, tremură tot, trădează. E o calitate negativă pe care o întâlnim tot mai des. Și știm foarte bine, pentru că vrem să atragem atenția și repetiția, e mama învățăturii, și zicem așa, unele din cele mai discutate aspecte ale eticii politice reprezintă așa numita minciună pentru binele public. Este solicitat chiar dreptul moral de a minți. Acest tip de comportament trece adeseori drept altruism politic. La o simplă și mai atentă, astfel de justificare se poate regăsi în paternalismul politic. Ia câtă fenomenul care se întâmplă în Parlamentul României. Oameni de bună credință, eu sunt convins că există și în Parlamentul României oameni de bun simț, oameni care nu pot să se coboare la nivelul unor astfel de mascarade. Și chiar auzeam cine a introdus acest mod de manifestare, nu la nivelul ăsta, a fost USR-ul, care pur și simplu în mandatul trecut procedau tot la fel, cu pancarte, se ridicau, se duceau în fața tribunei și filmau, chinuiau oamenii. Oare educația asta la noua generație, că se spune că USR-ul ar fi... Eu cred că e puțin forțată comparația, pentru că USR-ul totuși viza niște ținte în prima fază, ți-aduce aminte? Reține un singur lucru, nu-i forțată, că eu am auzit această discuție și am spus limpede că s-a spus nu la nivelul ăsta. Exact. Am citat exact din emisiune. Forme din acestea de protest parlamentar cu pancarde, cu blocat accesul la tribună, se practică în fiecare stat. Asta ține de... Și în Occident. Poftim? Și în Occident. Da, asta ține de jocul parlamentar. Dar tipul ăsta de agresiune și înjurături din ăstea ca la ușa cortului, nu. Deci aici e problema. Aici e problema, pentru că vorbim de Chichirău, sau cum o chema pe deputata respectivă, care pur și simplu se ducea și filma. Nu, eu citez din deputați, că n-am participat. Și s-a reproșat la un deputat de la USR și o recunoscut. Da, așa a fost. Deci chestiunea să fie limpede. Lucrurile astea care totuși trebuie controlate, pentru că școala și-a pierdut identitatea. Școala care trebuia să formeze caractere, nu mai formează caractere. Ia câte cum vedem pe la televizor, cum îi arată pe sticlă, pe copii care se duc să mimeze scene sexuale sau vorbesc obraznic. Păi pe vremea noastră se întâmpla ca în fața profesorului să avem astfel de atitudine. Domnul Ferraru, când erai elev... Domnul Racovician, aveți dreptate. Era mult mai mult bun simț pe vremea respectivă, dar exista și o autoritate. Autoritatea profesorului în fața elevului. La ora actuală, cine a distrus autoritatea, domnul Ferraru? În Parlamentul României nu există nicio autoritate ca să pună ordine acolo. Este un sat fără câini. Nu există. Degeaba are funcție de președinte, de nu știu ce cameră sau, eu știu, Dumnezeu secretar, ce funcții mai au pe acolo. Că nu sunt în stare să-și exprime autoritatea. Nu sunt în stare să facă ordine la ei în curtea. Sau sunt ca ei? Dar în țară. Pot oamenii ăștia să facă dacă ei sunt grobieni acolo și nu știu să se organizeze. Nu există un lider. E o haită. Aici s-a ajuns. Sorine, cum e cu autoritatea asta? Că uite, bine punctează domnul Ferraru. Eu o să-ți fac o mărturisire. Am intrat în Partidul Național Liberal în 1998, când domnul Adrian Năstase începuse să-și manifeste autoritatea plenară, adică PSD-ul se ducea cu pași mari și repezi către un partid unic la momentul ăla, dacă vă aduceți voi bine aminte. Adică nu mai respira nimeni și nu s-au niciodată se organizau acele comisii consultative, așa se chemau, unde se aduceau toți primarii,
toți directorii de deconcentrate, să sta o zi întreagă, se stătea la sfârșitul săptămânii, să ascultăm mărețele realizări ale guvernului. Deci asta vis-a-vis de autorități. E adevărat că într-o dictatură e mai ușor să îi pui disciplina, dar eu prefer, vă spun sincer, eu prefer să nu neapărat învățământul ăsta, dar învățământul către care se tinde, în care se dezvoltă abilitățile copilului. Pentru că îți povesteam zilele acestea, copilul meu a fost pus să facă un proiect la geografie cu încă trei colegi. Deci timp de trei zile au lucrat la proiectul ăsta despre deșert, în echipă, deci fără niciun fel de dascăl. Efectiv, au fost puși să facă treabă de capul lor, adică li se dezvoltă abilitățile și propria inițiativă. Există niște pași înainte pe care noi nu-i sesizăm, pentru că îi vedem pe copiii ăștia derutați care ies din școală și nu știu încotro să o ia, pentru că, din păcate, asta am discutat de-a lungul emisiunii, ei nu mai au repere și modele. Și cei care chiar sunt dotați și sunt foarte buni în ceea ce fac, imediat sunt cooptați de multinaționale din afară și pleacă. Ne confruntăm cu o criză. E o criză profundă, o criză majoră. Și de aceea timpul a trecut, pentru că am fost extrem de virulenți, putem spune, cu virusul. Pentru că e un virus care macină de la cel mai înalt forum al românilor, unde ar trebui să existe demnitate, onoare, cinste. S-a ajuns în cocină. Credem că e momentul să se termine cu astfel de chestiuni. Românii, dacă nu-și deschid ochii, vor ajunge mai rău decât sunt acum. Și lucrul ăsta se numește lucru manual. Și de aceea facem un apel la toți românii din țară și din străinătate să înțeleagă demersul nostru promovat în proclamația din Banat, unde am precizat ferm și clar la punctul 10. Clasa politică trebuie pregătită pe baza principiilor de responsabilitate, calitate și eficiență, plecându-se de la principiul meritismului, omul potrivit la locul potrivit, pe baza meritelor personale. Astfel va deveni posibilă eliminarea nepotismului, casinecurilor de partid care au viciat societatea românească și au slăbit încrederea populației în sistemul politic și virtuțile democrației. Și când am spus despre cocină, l-am citat pe vașnicul Simion. Evident, nu putem să nu amintim lucrurile astea, pentru că te agresezi sexual scroafă. Iar scroafele, știm că sunt o categorie care se simt jignite acum, care trăiesc în cocină. Deci nu noi, să fim foarte bine înțeleși, nu noi. Noi atragem atenția românilor că acești oameni care își permit în locul unde ar trebui să fie cei mai eleganți oameni, modelele cele mai nobile, transformă acea zonă într-o cocină. Nu eu am făcut treaba asta. Eu am tradus cuvintele unui om care pur și simplu te uiți la el și îți dai seama că seamănă cu un dictator. Cu Ceaușescu, când s-a dus în comuna din, cum îi zicea acolo, în Vrancea, și a dispus chiar și împușcarea oamenilor că n-au vrut să se colectivizeze. Deci, mare lucru este să nu ne trezim cu alte lucruri dacă nu veghem. Și mai mult, fiecare țară își va avea conducătorii pe care și merită. Cred că sunt foarte buni, foarte mulți oameni de bună credință, dar puțin de tot fricoși. Frica sau dezinteresul, care este semănat în fiecare zi. Dezinteresul, manipularea prin păcălirea românilor, prin gesturile astea, așa cum spunea unul dintre prietenii mei, cred că Sorin,
s-a creat această diversiune ca să se poată trece acest buget de 2 lei, care pur și simplu va proteja anul viitor clicile care vor câștiga alegerile. Deci, dragii mei români, în perioada asta în care ar trebui să comemorăm și să ne aducem aminte că anul 89 a reprezentat o schimbare de paradigmă legată de interesele obscure a altor puteri și am luptat timișorenii, după care și alții, și au schimbat anumite lucruri. Chiar dacă nu le-au schimbat în totalitate, avem însă obligația morală să ducem spre viitor ceva. Așa cum eu în 20 decembrie 1989 i-am spus soției mele, dragă Ani, eu mă duc la Revoluție. Ce am să-i spun băiatului meu când voi fi mare ca am fost laș? Și am plecat. Nu mi-a părut rău și nu-mi pare niciodată rău de ceea ce am făcut legat de acest subiect. Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult. Atât pot spune. Îmi pare rău că nu am putere mai multă să multiplic și să-i fac pe români să gândească și să înțeleagă că sunt liberi. Iar pentru a deveni într-adevăr liber, trebuie să se educe. Să se educe corect, să înțeleagă ce citesc în favoarea lor și a familiilor lor. Rarule, am greșit cu ceva când am spus treaba asta? Absolut deloc. Numai mi-a venit o știre în minte acum de astăzi. Că, da, România e aproape un stat eșuat în care te poți duce... Nu ți aparține ție această afirmație? Nu mi-a aparține, dar am discutat-o în emisiunile noastre. Dar nu se poate, dar se pare că se poate să te duci în portul Constanța cu 100.000 de euro, să cumperi o pungă de nu știu ce substanțe din astea așa și să ieși cu ele din port fără să te vadă nimeni, să te întrebe nimeni nimic. Nu se poate, dar se poate. Aici, aici știi care e problema? Și nu e vorba de educație. Că dacă un individ de genul acesta poate să fie și educat, poate să aibă școli oricât ar avea, n-au caracter. Nouă românilor ne trebuie caracter. Există școală pentru caracter? Nu știu. Familia, câte caractere mai sunt? Dorine, cum vezi tu lucrurile? Acum două săptămâni am fost la film cu băiețelul meu, la filmul lui Tudor Giugiu, Libertate. Și era în sală și scenarista filmului, doamna Oana Giugiu. Au avut loc discuții după film, n-am comentat nimic, după care, la sfârșitul filmului, a ieșit în foaier și am început să povestim. L-am întrebat pe Cristian dacă a fost la film, văzându-l așa de mic, la un film unde era destul de multă violență, și am povestit că el a fost la film, eu am fost la Revoluție și am dezvoltat discuția. Am văzut că generalul Rancopițu intenționează să scrie o carte, pentru că el e cel care a compilat cele 600.000 de pagini referitoare la evenimentele din decembrie 89 și va scrie o carte care va fi publicată în cursul anului viitor. Acea carte trebuie să devină material de studiu pentru orice tânăr care înțelege ceva din țara asta, astfel încât să o terminăm definitiv cu comunismul, pentru că majorității tinerilor nici măcar nu li se mai povestește ce orori au trăit oamenii în perioada regimului comunist. Dimpotrivă, li se spune că a fost lapte și miere. Că era minunat, că mergeam cu toții la mare, cu bilete OJT. Incredibil ce manipulare ordinară. Și ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni, prin care am încercat să ne revoltăm. Asta este adevărul și trebuie să-l spunem foarte ferm și clar. Personal, nu mă simt reprezentat. La ora actuală trăim vremuri extrem de grele în care oamenii nu mai au răbdare, nu își dau seama de ceea ce fac. Cred că ar cam trebui să luăm atitudine și să protestăm. Și vreau să vă întreb, domnul Ferraru, ești dispus să semnezi alături de echipa noastră
această scrisoare de trezire, de Da. atragere atenției, de schimbarea paradigmei în ultimul ceas? Cu siguranță. Da. Domnul Truță, ești dispus să mă sprijini în redactarea unei astfel de document? Sunt dispus să semnez orice document care îndeamnă acest popor să se rafineze. Și acum o să vă rog pe fiecare dintre voi să conchideți emisiunea cu rugămintea să aveți și în vedere faptul că ne apropiem de ziua sfântă a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și de finalul anului. Domnul Ferraru, te rog, conchide emisiunea pe care am derulat-o împreună și zic că a fost emisiune puternică, cu o motivare extrem de civilizată, demnă, citând din nefericire din clasicii vremii ăsteia. În contextul geopolitic, să spun, actual, în care auzim numai despre veșterele, trebuie să ne aducem aminte că vine o veste bună și să ne bucurăm. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută, Crăciun fericit și la mulți ani tuturor românilor, și aia buni, și aia nebuni, la toți care sunt români. La mulți ani! Sorin! Anul 2024 va fi un an decisiv. Avem în țară toate tipurile de alegeri și asta nu în orice context, ci pe vreme de război. Recomandarea pentru oameni este să participe la vot și să fie foarte atenți la ce votează și mai am o recomandare pentru partidele mainstream să nu considere că ele cu aceiași reprezentanți, că mă întrebai de niște reprezentanți ai unui partid politic. Și fandările astea pe stomacul gol are celorlalți politicieni, până la urmă au fost devalate și și-au dat oamenii seama că împărații sunt goi. În consecință și partidele mainstream ar trebui să fie puțin mai prudente când își fac listele de candidați, adică chiar să promoveze oameni credibili și cu coloană vertebrală, dacă au așa ceva în interior. Și poftim? Au? Au, mai sunt. Domnul Ferraru, au? Căutăm alții. Și românilor le urez și eu sărbători fericite și să le dea Dumnezeu gândul cel bun. Bineînțeles că ne ducem la proclamația din Banat, pe care noi o promovăm echipa noastră și care sperăm noi să poată să se constituie ca un act de demnitate națională cu privire la resetarea societății românești, reașezarea ei pe bază de educație și plecând de la morala creștină. Și spunem că într-o lume secularizată, principala cale care oferă speranțele națiunii române este însușirea pe scară largă a moralei creștine, care trebuie să fie promovată neconfesional, nedogmatic și neinstituționalizat. Solicităm ferm retragerea tuturor distincțiilor acordate unor oameni care n-au morala lui Hristos. Morala lui Hristos este simplă, generoasă, de bun simț, onorabilă. El este medicul suprem. Noi avem nevoie de vorbe bune, de suflete, de oameni. Cerem bisericii ortodoxe să se delimiteze de acest monstru pe care l-a ridicat la un nivel care nu știm ce urmărește. E o rușine, o pată adusă întregii ortodoxii românești. Pentru promovarea respectului și a iubirii față de semeni, considerăm ca fiind necesară cultivarea dialogului constructiv, a onestității, precum și promovarea demnității. Se pare că în Parlamentul României acești oameni au băut cerneala când au fost la școală și îi umbresc pe cei care stau de bun simț sau nu se mai prezintă la astfel de ședințe. Nu toți parlamentarii îi putem încadra aici, să nu înțeleagă nimeni greșit. Dar aceste specimene hidoase trebuie să dispară de pe firmamentul societății românești. Societatea românească trebuie să spună tendințe de marginalizare a credinței în Dumnezeu, dar nici să o transforme în dictatura legionară, care se are consecințe devastatoare, minciună, corupție, ipocrizie, impostură, etc. Le-am văzut pe toate, le-am văzut fără nicio jenă, lălăiele, strigături, guițături, incredibil.
Credem că este momentul ca poporul român să se îndrepte cu toată încrederea și speranța spre Dumnezeu, spre valorile și reperele sale spirituale, care se regăsesc în biblioteca lui, Biblia. Pe această cale facem apel la numeroși oameni de valoare pe care are această țară, cărora le cerem să participe la reconstrucția morală a României. Nu stați, dragii mei, în fotolii, pentru că mâine s-ar putea să stați în alte locuri. Pentru că n-ați înțeles că aveți puterea la voi, aveți capacitatea să căutați și să selectați oameni care să vă reprezinte interesele în modul onest, demn și corect. Și nu putem să încheiem decât cu faptul că vom iniția forme democratice ale dialogului social între societatea civilă și guvernanți, în scopul identificării și servirii interesului public. În acest scop vom încuraja dialogul constructiv, comunicarea profesionistă și responsabilă, prin care să-i chemăm toți românii, din țară și din străinătate, la efortul comun de a deveni, fiecare în parte, o binecuvântare pentru pământul străbun și pentru istoria sa. Facem apel să vă cunoașteți istoria. Nu serviți puteri străine, pentru că ar fi păcat să facem apel la Mihai Eminescu, care ne poate spune despre ciocoii apocalipsei. Căutați poezia și veți înțelege foarte bine mesajul care se potrivește extrem de bun. Și în final, îl rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România, pe toți românii, cu înțelepciune, cu putere de muncă, cu capacitate de discernere. Și atunci când vor merge anul viitor la vot, să identifice acele elemente valoroase pe care România le are. De aceea rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România și să ne ajute pe noi să construim și să grijim grădina Maicii Domnului în așa fel încât să nu ne pare rău că trăim. Și le doresc tuturor românilor de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos liniște, pace și bucurie, dar să nu țină o zi, ci să fie cât mai lungă, iar de ziua, în noul an, să le dea Dumnezeu mulți ani sănătoși, dar cu o condiție, să fie înțelepți, să nu piardă ce au primit, libertatea. La mulți ani români, la mulți ani România!